Parlamentarii care au votat împotrivă susțin că această lege practic nu are niciun efect pentru că chiar menține pensiile speciale. Asta întrucât are anumite articole care prevăd că abia peste 40 de ani, de exemplu în rândul magistraților, aceștia se vor pensiona la vârsta de 60 de ani și în acest context vor fi eliminate pensiile speciale. Este unul dintre argumentele pe care le aduc cei din USR, parlamentarii conduși de Ludovic Orban, care au votat împotriva acestui act normativ, dar inclusiv parlamentarii AUR, pentru că și aceștia au dat un vot împotrivă. Aleșii din grupul minorităților naționale au susținut proiectul de lege, iar parlamentarii UDMR s-au abținut la vot. Iată că este un act normativ care a trecut astăzi de Camera Decizională. Urmează să ajungă pe masa lui Klaus Iohannis pentru promulgare, însă până atunci el poate fi atacat din nou la CCR, în Alta Curte de Casație și Justiție, dar și alte categorii de magistrați pot ataca la Curtea Constituțională această lege și dacă se va întâmpla acest lucru, atunci vom vedea ce vor spune judecătorii CCR și care va fi procedura mai departe, pentru că bineînțeles că ea va fi reluată în Parlament dacă se va întâmpla acest lucru.